Salutare! Vă zic și o bună ziua, că e trecut de mult de dimineață, din ziua 20 de post cu apă. Mai avem așa puțin. Mai este o singură zi, asta pentru mine deja a trecut. Este ora... 12:10. 26 iulie 2024. Azi este ziua mea de naștere și vedeți și voi cam cum mi-am petrecut ziua până acum. Am făcut curățenii, mai am foarte mult. Am făcut așa ce era mai mult la suprafață, mai am de făcut la bucătărie de spălat vase și mai am și să mă apuc de gătit. Pentru că trebuie să gătesc pentru sabat, știți că v-am obișnuit cu treaba asta, sau sper eu că v-am obișnuit. Acum, na, voi știți, dacă știți despre ce vorbesc. O să ies și puțin până în oraș pentru că trebuie să mă duc să... iau niște chestii și totodată vreau să mă duc să-mi iau ceva pentru ziua mea din nou, dar asta cum ar veni de la Daniel, pentru că el lucrează și nu are timp să meargă, lucrează de dimineață până seară, așa că nu are timp. Poate dacă o să ia el ceva așa extra, dar nu cred că nu are rost. Și mă scuzați, încă sunt răcită, îmi curge nasul și toate cele. Și voiam să vă țin la curent cu chestia asta, să știți de ce arăt așa. Da, nu știu ce să vă mai zic. M-am cântărit, uite și asta să vă mai spun, m-am cântărit, astăzi am minus 500 de grame, sper să nu greșesc, nu mai țin minte exact, o să vă scriu pe ecran în cazul în care am zis greșit. Dar astăzi trebuie să-mi fac și clismă, n-am apucat să-mi o fac de dimineață. Știu că e indicat să o faci dimineața, dar nu am apucat. Pur și simplu m-am luat de dimineață cu treabă și am uitat de ea. Trebuie să mai beau și apă pentru că iar simt că n-am băut destulă. M-am chinuit toată noaptea să dorm pentru că tușesc din cauza răcelii. Și văd că acum ziua sunt ok, nu tușesc așa tare. Dar seara e groaznic, mai ales că stau pe spate. Sper să-mi treacă cât de curând, pentru că e aiurea. Așa, în afară de asta, nu știu ce să vă mai spun. Avem planuri pentru sâmbătă să mergem la Petronela și la Beni. Știți că v-am mai zis eu despre ei. Vrem să mergem la lanul de lavandă să facem niște poze. În mod special vreau să-mi fac sunt pisicile la baie. Pentru că le-am închis acolo să pot să spăl pe jos, că altfel circulă pe aici și iau pe labe bliciu, că dau cu blici pe jos. Și cu soluție de parchet, clar. Și ce v-am să mai zic? Vrem să mergem să facem poze la lavandă, să-mi fac și o poze de ziua mea, cum ar veni. Dar și vreau să vedeți așa un before și after, să pregătesc așa pentru vlogul de mâine, pentru ce urmează pentru mâine, pentru că vreau să facem before și after. Bineînțeles că o să fac și... nu știu... de fapt, dacă voi face în pielea goală, în sensul că cu kilos și sutien, pentru că nu mă simt confortabil, nici nu sunt 100% mulțumită de cum arăt, probabil o să fac chestia asta când o să mă simt destul de confident, pentru că îți trebuie niște încredere în tine ca să faci chestia asta. Știu că am făcut treaba asta acum câțiva ani, când am mai făcut eu Weight Loss Journey. Dar bineînțeles că nu mi-aduc aminte să fi făcut la kilos și la sutien. Oricum, o să vedem ce și cum. Eu mi-am făcut inițial poze în kilos și sutien, așa cum v-am zis, dar nu știu dacă neapărat pentru YouTube. Oricum, vedem. O să vă anunț chiar și prin haine. Se va vedea diferența. Dar o să vedem ce poze reușesc eu să fac cu before și after.
Așa, și în afară de asta, nu știu cât o să filmez sâmbătă, pentru că v-am zis că o să film la ei. O să iau așa probabil câteva cadre și sper să reușim să mergem la Lavandă, pentru că nu știu exact care cum e treaba, dacă avem acces acolo, ce și cum. O să vă spun și de locație și de toate atunci, dar am să așa să vă fac un rezumat ca să știți despre ce va fi vorba și în videoclipul viitor. Deci videoclipul viitor va fi ultimul. Voi sunteți cu unul sau două videoclipuri în urmă, dar pentru mine, ca să știți, eu filmez în fiecare zi. Bun, nu mai am nimic altceva să vă spun. O să vorbim mai târziu, ori mai spre încheierea vlogului. Până atunci o să filmez și când mă duc în oraș, să vedem ce și cum reușesc să fac, dacă găsesc vreo rochie, pentru că asta vreau să-mi cumpăr, vreau să-mi cumpăr o rochie, uite, asta nu v-am zis, o rochie din SH, nu am pretenții să mă duc să-mi cumpăr din magazin de nu știu câte sute de lire, pentru că v-am zis că la momentul acesta avem alte planuri cu banii. O să aflați curând despre tot planul nostru și momentan ne descurcăm așa cum putem. Noi suntem oameni de rând, nu suntem bogătani sau ceva, dacă sunteți aici cu mine pe canal de mult timp, știți lucrurile astea și nu mi-a fost rușine niciodată să mi-arăt adevărata față. Ca drept urmare, nici ce am prin casă nu a fost ascuns sau chestii din astea, vedeți și voi ce și cum. Așa e stadiul la care suntem momentan. O să vină și mai bine, o să vină și mai rău, na, depinde foarte mult de multe chestii, vedeți cum în fiecare zi se poate întâmpla câte ceva și nu știi ce ți-aduce ziua de mâine, de exemplu cum a fost la mine cu jobul. A fost un lucru care a venit pe neașteptate și a produs destul de multe pagube, dacă vreți așa, cel puțin în viața mea și a lui Daniel. Dar, adică mă refer la capitolul bani și planuri. Dar ușor, ușor ne revenim, sperăm la mai bine și Doamne ajută să ne putem îndeplini visurile și planurile. Și în afară de asta vreau să mai cumpăr o plantă, mă rog, plantă, un ghiveci cu căpșuni. Pentru că ăsta e cadou pe care îl vreau eu de la Daniel. Nu vreau nimic extra scump, nu știu ce, parfumuri sau flori. Daniel voia să-mi facă un buchet de flori cu 28 de trandafiri, dar s-a gândit și el și am zis și eu că oricum nu mi se pare rentabil să dea atâția bani pe niște lucruri care, pe niște trandafiri care se ofilesc, te bucuri de ei atunci pe moment, faci câteva poze. Da, e o amintire frumoasă, dar prefer banii aia să-i dau pe ceva care să mă țină, cum ar veni niște rochii. Așa că asta voi face și la fel și cu căpșunile, sau nu știu exact cum să o numesc, habar nu am, un ghiveci cu căpșuni, eu așa îi spun. Sunt de durat, adică vor rezista, sper eu, și sper din suflet să culeg din ele să mâncăm cât de curând, că cât de curând o să pot să și mănânc și eu. Mai durează ceva timp, dar până se fac ele, mă gândesc că se poate bucura și Daniele ele. Oricum, planul nostru e să mergem din nou la fermă, când o să îmi revin eu cu mâncatul și așa, pentru că căpșunile aici țin până în octombrie, cred că așa. Dar o să vă spun ce și cum, pentru că vreau și anul ăsta să încerc să fac conserve, să încerc să fac și eu zacuscă, să încerc să fac poate un majun. Mi-ar plăcea foarte mult, îmi place foarte tare, cu nuci așa prin el, mamă, mi se face apă în gură. Totodată vreau să fac și un gem de căpșuni ceva, pentru că astea îmi plac, și de smochine îmi place foarte mult, dar nu știu cât de posibil va fi, pentru că sunt destul de scumpe smochinele și o să vedem ce și cum, pentru că oricum dacă fac, nu fac în cantități mari, că nu am unde să le pun. Dar vedem, pentru că am planuri pentru toamna asta, dar vom vedea. Bun, vă las, ne vedem câteva secunde pentru voi când o să mă duc în oraș. Fac și un duș, mă schimb și toate cele și apoi ne auzim.
aproape perfect până acum. Am găsit ce voiam. Am găsit o roche și niște pantofi super drăguți. M-am încadrat chiar în foarte puțin bani. Am dat 5 lire pe toate. Și acum mă duc la Waitrose că vreau să-mi găsesc ce v-am zis, o căpșună. Un ghiveș de căpșuni. Sper să mai găsesc, că nu știu. Probabil se dau foarte repede sau poate nu au foarte multe pe stoc. Dar sunt aproape gata. Și să mă duc acasă să gătesc. Mi-am luat și ceva pentru ziua mea. Adică am luat pentru băieți tort, dar eu l-am luat doar pentru poze, pentru că vreau să-mi fac poze cu acolo cu 28 de ani și să-mi rămână și mie amintire, chiar dacă nu o să mănânc tort, dar așa, pentru poze. Știu, sună prostește, dar așa mi-am dorit eu. Și poate o să fac acasă, că mi-am luat și un banner, mi-am luat și niște baloane, vreau să fac așa o ședință foto. Dar vedem ce și cum, funcție și de lumină și de toate cele. Așa, hai să vedem dacă găsesc ghiveci. Acum ierburi, flori, să vezi că nu găsesc. Vai, ce vreau să găsesc. Aici nu. Nu. Și nu mai sunt. Oh, mă duc în interior să văd, dar nu cred că mai sunt astăzi toate. Unde o să întreb în interior? Dar nu cred. Hai, cred că am găsit una, nu sunt 100% sigură, dar așa pare. Da, așa e. Costă vreo 10 lire. E un pic aici mâncată, dar cred că e ok. Da. Se putea și mai bine, dar e bine și așa, așa că o iau. Gata. So happy. Era și prima și ultima, dar mă bucur că am găsit. Asta era tot ce voiam. Și plină de căpșuni. Abia aștept să se facă ca lumea. Bineînțeles că probabil că o să mănânce Daniel prima dată din ele, dar da, o să vină și timpul meu. I know it. Ne-am